Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. În perioada 24 aprilie-24 iunie, Rompetrol direcționează către Asociația Magic câte un leu din achiziția fiecărui produs pe bază de fructe din cele 166 de stații HEI. Banii strânși în cele două luni de campanie se vor transforma în combustibil pentru transportul gratuit al copiilor grav bolnavi care au nevoie să ajungă rapid și în siguranță la centrele de oncopediatrie din țară. Rompetrol susține Asociația Magic din mai 2020 și au ajutat împreună în proiectul Șofer de Suflet peste 12.000 de copii și părinți să ajungă la investigațiile și tratamentele necesare prin voluntari care au parcurs, atenție, peste 2 milioane de kilometri. Mai multe detalii însă ne va oferi în continuare un reprezentant al beneficiarului campaniei, doamna Corina Banu. Bună ziua, Corina, mă bucur să ne vedem și să ne întâlnim. Bună ziua, mulțumim tare mult pentru invitație și ne bucurăm să fim aici. Corina, ai putea să prezinți pe scurt Asociația Magic și care este impactul acesteia în viața familiilor pe care le ajutați? Sigur, Asociația Magic este un ONG, dar mie îmi place să spun că este o comunitate de oameni buni care se implică pentru a ajuta copiii bolnavi de cancer, dar și pe familiile acestora. Avem în prezent peste 10.000 de copii pe care îi ajutăm și de părinți, prin urmare, dar și pe frații acestora. Ceea ce ne propunem prin cele 12 proiecte pe care noi le avem, Șofer de Suflet fiind unul dintre acestea, este să le creștem șansele de vindecare prin facilitarea accesului la tratamente și investigații importante pentru ei, dar și să le îmbunătățim calitatea vieții, motiv pentru care avem o grămadă de proiecte pentru a le oferi bucurie și sprijin emoțional. Cum a început colaborarea dintre Rompetrol și Asociația Magic și în ce constă ea mai exact? Sigur, a început odată cu pandemia. Din păcate, pandemia a pus o presiune foarte mare pe aceste familii. Am descoperit că copiii grav bolnavi, copiii cu cancer în special, nu mai ajungeau la tratamentele și la investigațiile foarte necesare pentru a se putea vindeca din cauza transportului. Pe de-o parte, era temerea de COVID, ei au un sistem imunitar foarte scăzut, pe de altă parte nu prea mai existau mijloace de transport, mai ales din rural către centrele mari de oncopediatrie din orașe, nu prea mai existau aceste mașini la ocazie care erau foarte des folosite. Rompetrol ne-a sărit în ajutor și ne-a oferit combustibilul necesar. Noi am activat practic toată rețeaua de voluntari pe care o aveam deja din taberele Magic Camp și ei ne-au sărit în ajutor, iar Rompetrol ne-a asigurat combustibilul în acest prim an 100%. Și așa a început colaborarea noastră și am hotărât să o continuăm pentru că în continuare sunt foarte multe nevoi. Acum Rompetrol a decis să se implice și mai mult și a lansat o campanie prin care fiecare om poate să ajute într-un mod foarte simplu. Despre ce este vorba mai exact? Așa este. Încurajăm întreaga comunitate și toți oamenii care se uită acum la noi și care ne ascultă. Îi încurajăm să meargă la benzinerile Rompetrol în cele 166 de stații de alimentare unde există produse de fructe HEI. Rompetrol redirecționează un leu din aceste produse, respectiv sucuri fresh din fructe sau smoothie-uri sau iaurturi pe bază de fructe. Un leu se redirecționează către Asociația Magic, respectiv pe acești bani se transformă în combustibil pentru ca noi să asigurăm acest transport absolut necesar pentru familiile pe care le ajutăm. Corina, ne poți spune câteva cuvinte despre Magic Home și Șofer de Suflet și care este legătura dintre cele două? Da. Această redirecționare de un leu se întâmplă pentru proiectul Magic Home, adică fiecare om care va cumpăra aceste produse va vedea Magic Home acolo, dar Magic Home este unul dintre cele mai importante proiecte ale noastre. În 2017, 636 de oameni au stat pe scaunul solidarității pentru ca noi să putem să facem o casă în care să asigurăm cazare gratuită. În acest moment, șoferii de suflet, cei peste 300 de voluntari ai noștri care ne ajută cu transportul, care este susținut de Rompetrol cu combustibilul aferent, de multe ori vin în Magic Home și se cazează acolo sau avem nevoie de transport chiar de la Magic Home către spitale, ei venind de la distanțe foarte mari, Magic Home este un punct de reper pentru ei și o destinație în care adesea se odihnesc sau petrec câte o noapte, atât voluntarii cât și beneficiarii. Cum vor fi folosite fondurile colectate în această campanie?
Le folosim exact pentru combustibil, exact toți banii care se colectează din aceste, produse pe care oamenii care doresc să se implice le vor cumpăra, se vor transforma în combustibil. Rompetrol are niște carduri de alimentare, atât pentru publicul larg. Noi folosim aceste carduri de alimentare și Rompetrol ne va ajuta transformând sumele colectate în bani pe aceste carduri de alimentare pe care voluntarii noștri le vor folosi. Ne poți spune, te rog, care este mai exact impactul companiei Rompetrol în proiectele voastre, cât de important este ajutorul lor și, specific, cât de mult vă ajută pe voi ca organizație faptul că acum și persoanele care ajung în benzinăriile Rompetrol află despre această colaborare și cum pot ajuta? Sigur, Rompetrol, practic fără Rompetrol nu ar fi existat șofer de suflet. Atunci, în primul an de pandemie, șofer de suflet a fost o idee pe care noi am avut-o și voluntarii erau cumva în curtea noastră și foarte implicați. Însă fără să avem sprijinul unei companii mari care să ne asigure acest combustibil la un volum atât de mare de oameni care ne solicitau ajutorul, nu ar fi fost posibil. Și atunci este extrem de important. În continuare, Rompetrol ajută foarte mult acest proiect. Proiectul a crescut și ne ajută enorm. Iar separat de acest ajutor foarte concret în combustibil, pe noi ne ajută de fiecare dată faptul că povestea ajunge mai departe. E important ca oamenii să știe că există modalități de implicare care le sunt la îndemână, că nu trebuie neapărat să ne dăm peste cap și să fie ceva foarte complicat de făcut, și faptul că există aceste mecanisme care se duc către publicul larg, pe noi ne ajută enorm ca oamenii să afle că acești copii grav bolnavi au nevoie de sprijinul nostru și că se pot implica într-un mod foarte, foarte simplu. Este un ajutor important pentru noi. Aveți vreo poveste impresionantă din aceste proiecte pe care o puteți împărtăși acum cu noi? Da, sigur. Sunt foarte multe povești. Cel mai important lucru de spus este că de fiecare dată când avem un drum foarte lung, voluntarii vorbesc între ei și chiar dacă nu pot să asigure un drum întreg, ei colaborează atât de bine, fără foarte multă coordonare, astfel încât pe segmente de drum ei se întâlnesc și se coordonează. Pleacă la 12 noaptea, la 2 dimineața, la 4 dimineața, indiferent de oră. Una dintre poveștile impresionante este că, deși noi avem o comunitate a noastră, inclusiv a copiilor pe care îi ajutăm și știu să ne sune, sunt oameni care află spontan de noi și când a fost la finalul, în decembrie 2021, a fost o grevă a CFR-ului și o mămică cu un copil care tocmai venise de la control și care era într-o stare destul de gravă. Nu a mai avut trenul de a se întoarce la Iași, era de la Cluj la Iași și în 15 minute după ce am dat un apel pe grupul nostru, un voluntar era deja în gară și prelua și i-a transportat în siguranță. Și este acest ajutor pe care voluntarii îl oferă se întâmplă atât de repede și într-un mod în care și pe noi ne uimește de fiecare dată. Așadar, sunt foarte importanți voluntarii în proiectele voastre. Aș vrea să te mai întreb în ce măsură Rompetrol încurajează voluntariatul direct sau indirect prin sprijinul pe care vi-l oferă. În sine, acest sprijin ne-a ajutat să păstrăm comunitatea de voluntari într-o perioadă în care voluntariatul era foarte greu de menținut, ca să spun așa. Pandemia ne-a închis pe toți în casă, așa cum cu toții știm, și faptul că noi am avut acest proiect în care voluntarii s-au putut implica, mulți dintre ei spun că i-a salvat de la izolare, chiar pe ei, și că interacțiunea cu familiile pe care le-au ajutat le-a oferit lor un anumit sens în perioada respectivă. Dar Rompetrol încurajează angajații să se implice foarte mult în proiectele noastre și atunci când a venit războiul din Ucraina, Rompetrol a oferit această posibilitate angajaților de a se implica în proiectele noastre, dar și ale altor ONG-uri ajută destul de mult și am avut voluntari din partea lor cu disponibilitate mare pentru că a fost o nevoie de disponibilitate de timp. Cum se pot implica ascultătorii noștri în această campanie și în general în proiectele voastre și care este mesajul pe care doriți să-l transmiteți? Mesajul cel mai important este că este ușor să ajut și că este nevoie și că acolo fiecare în dreptul său, fiecare persoană poate să facă o faptă bună și care se transformă într-o mică magie, măcar pentru familiile acestea care trec prin momente foarte grele.
Și ca modalități de implicare, pe asociația magic.ro există o serie de modalități de implicare. Cel mai important pentru șoferi de suflet este că avem nevoie de voluntari, mai ales în regiunea Moldovei. Avem foarte multe solicitări și există acolo un formular unde voluntarii se pot, oamenii care doresc să devină voluntari se pot înscrie. Și de asemenea, încurajăm pe toți oamenii să meargă la benzineriile Rompetrol, să cumpere un produs care este foarte sănătos și este o asociere foarte, foarte utilă, că noi încurajăm stilul de viață sănătos. Este un produs bun și în felul acesta fac și eu o faptă bună, redirecționând un leu către șofer de suflet. Corina Banu, Asociația Magic, mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim tare mult! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!